După finalizarea introducerii rețelelor de apă, canalizare și gaze, ce au presupus ample lucrări de intervenție în domeniul public, o prioritate pe agenda administrației locale din Lumina a fost îmbunătățirea rețelei de străzi din comună. Astfel, pe parcursul ultimilor ani, localitatea Lumina și-a extins numărul de străzi asfaltate. Pe străzile 22 decembrie și strada Câmpului, muncitorii lucrează de zori pentru ca lucrările de asfaltare să fie gata în cel mai scurt timp. Lumina, în primul rând, beneficiază la acest moment de gaze trase pe întreaga comună, de alimentare cu apă întreaga comună, rețeaua de canalizare pe întreaga comună. Singurul lucru care a mai rămas pentru localitatea Lumina este asfaltarea de drumuri pe întreaga comună. Mai avem în jur de 40% și vom finaliza proiectul. Lucrările de modernizare a drumurilor din comună au fost finanțate cu fonduri guvernamentale și județene. Fondurile provin de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Este important de știut faptul că toate proiectele din comună reprezintă investiții de amploare și că implementarea lor nu ar fi fost posibilă fără un efort financiar important din bugetul local. Valoarea contractului era de 12 milioane de lei, mai este de efectuat 5 milioane 400. Proiect început în 2014 și se va finaliza în 2016. Pe lângă asfaltare au fost pietruite și reabilitate și celelalte străzi din comuna Lumina, precum și satele Oituz și Sibioara.